Are la Nața Vlăduț trage de Flavia să o învețe să facă găluște cu prune. Flavia, nu și nu, zici că e râie în bucătărie. Aș vrea să zic ceva. Hai, mă, lasă-ne că avem o discuție aici serioasă. N-are nicio șansă Vlăduț să o învețe asta. Ai! De ce? N-aveam continuare la gluma asta, am vrut doar să ridic piciorul să se vadă ca în ghips. Pune mâna, fată, de învață să faci niște găluși. De ce, domnule Dani? Vreau să știu de ce. Pentru că este desertul lui preferat. Nu. Dar eu vă zic cum merge moda în ziua de astăzi. Ea te invită pe Lea, zice că dacă ești flământ, că vine la un antrenament, nu dau exemplu meu, alt exemplu. De la un prieten. Știu de la un prieten. Se și aruncă la cele două feluri de mâncare facile. Nu te bagi la treaba asta. Ea vrea să pară gospodină și de fapt pare încă o fată de pe Instagram. Deci, nu caz la salata de ton. Salata de ton se face, ultima nu m-am cronometrat, în 40 de secunde. Nu mai merge. Pentru că ce crezi? O conservă din două are ce 187 ani. Eu am aruncat tot tonul după ce mi-ai spus asta. Da, eu am și bătut un ton la restaurant. Dar ce pumni în gură i-am dat. Bă! Vezi când dai în el că îl faci semiton. Băi! Aia și zici, l-am luat de gât. Bă! Dar stați un pic că nu e rețeta succesului meu, asta e alta. Alta? Asta e compusă din 4 ingrediente. Sunteți gata? Vino da. Pe la mine că-ți gătesc. Zi! Deci, mozzarella. Da. Roșii. Da. Bufala. Din bufala, si certo. Da. Roșii, busuioc proaspăt. Și ulei de măsline. Și ulei de măsline extravergine. Capreză, da. Capreză. Bum! Înțelegi? Arată așa. Că mănânci sănătos, că ai stil și că ești super bucătoreasă. La ce etaj stai? 3. Pentru brânză cu roșii n-aș juca nici până la 2. Da, ți-aș gura ta. Păi asta mâncam noi pe tractor când mergeam toată la... Toată vara am mâncat, de-aia arăt nici așa. Nici măcar de... nu-i vreo brânză, că e așa un fel de cașne sărat. De la... Ales că nu puneam busuioc, că la noi busuiocul se punea în păr. Da, se punea în păr sau îți mai dădea popa cu el pe la nasul unde se... Deci noi nu mâncam busuiocul, cum mâncați voi acum de ziceți că e la modă. Noi foloseam busuioc. Dar ești behind cu behind, stilul. Behind. Eu zic... Deci... Dragi bărbați, stimați, știu... Plus, cine vine să mănânce pe bune? Adică... Da, mă, dar pe stomacul cine bun, vine așa? Să mănânce mâncare? Cine vine să mănânce, eu să mănânce... Sunt de modă veche. Asta zic, eu mai merg și mâncarea să... este overrated. Mai merg, mâncarea nu. Mai un masaj, mâncarea mai e fudulie, băutura e temelie. Mie îmi place și ținut în brațe. Nu numai hâșcabos. Mi se pare că este... Domn, dar nu te lăuda așa, te rog eu frumos. Ah, te rog. Nu suntem la sală, suntem și noi oameni, că nu suntem animale. Tu nu. Eu de 3 săptămâni sunt ușor imobilizat, adică... Lasă, Răzvane, că ți-arătăm filmulețe. Dacă îmi dai și fără brânză, numai roșii și tot. Dă-le naiba de roșii, dă, că rod busuiocul ăla, da, să pui ceva, da. Poți să mai lucrezi la alte rețete fulger? Da, da. Fulger, pentru că după 3 săptămâni fulger, ce crezi? Omule! N-apucă să zică mama. Păi pune. Nu se pune atunci! Aia nu se pune! Pune mâna, Flavio, și învață să faci găluște. Despre ce vorbeam? De găluște, găluște. Dar tu ce aduci pe masă, domnul Dani? Eu? El vreau tot ce adică... pune pe masă, lasă ca urmele pe capotă, că am văzut ieri. Am auzit că se poartă și musculițele de pe rochiță. Dacă nu ții rochița cu musculițe, nu... Mi-am pus o musculiță în poale. Dragii mei!